Liderii de sindicat, dar și noua conducere a complexului energetic Hunedoara fac front comun pentru salvarea societății. După mult timp în care a existat un război declarat între cele două părți, acum, odată cu numirea lui Constantin Jujan în fruntea CEH, linia dialogului social pare să intre pe un făgaș normal. Constantin Jujan este noul director general al societății energetice din județul Hunedoara. Avizarea acestuia s-a realizat în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, iar acum sindicaliștii speră ca dialogul să fie unul mult mai bun. Sindicaliștii sunt de părere că noul director general are o misiune grea, dar căreia îi va face față. În ședința Consiliului de Administrație s-a produs de fapt avizarea ordinului de ministru, care a fost semnat încă de săptămâna trecută. Numirea domnului Jujan în funcția de director general a primit aseară avizul Consiliului de Administrație și totodată în cadrul ședinței Consiliului de Administrație s-a stabilit sau s-a ales și noul președinte al acestuia, respectiv domnul Blaj Alexandru. Sunt un om care am lucrat cu domnul Jujan tot într-o perioadă extrem de critică pentru mineritul din Valea Jiului. În anul 2011, probabil că a fost unul dintre cei mai grei ani pentru mineritul din Valea Jiului, nu mai greu decât cel pe care îl traversăm acum, pentru că suntem puși în situația în care trebuie să gestionăm ceva de genul mai suntem sau nu mai suntem ca și entitate economică în județul Hunedoara. Sper să avem o colaborare bună, deschisă, transparentă și sper să înțeleagă și administrația că este mare nevoie de dialog social și noi la rândul nostru să înțelegem că este nevoie de deschidere și de înțelegere în profunzime a esenței activității noastre, și anume păstrarea locurilor de muncă, și trebuie să luptăm pentru ca cei care își merită salariile să le și primească. Potrivit liderilor de sindicat, există toată deschiderea din partea ministrului Andrei Gerea în ceea ce privește continuarea activității complexului energetic Hunedoara. M-am întâlnit de 6 ori până acum cu domnul ministru, ieri a fost a 6-a oară. De fiecare dată am găsit deschidere și ce mă bucură cel mai mult, că după nenumăratele prezentări ale situației reale din cadrul complexului din toate punctele de vedere, iată că domnul ministru Andrei Gerea a dat dovadă de fermitate și până la urmă a hotărât, chiar dacă nu dumnealui, pentru că nu este neapărat atributul lui, de a da o nouă direcție managementului complexului energetic Hunedoara, și am spus-o, o repet, este, din păcate, și pentru energeticieni, dar și pentru mineri, ultima noastră șansă de supraviețuire. Cei care au distrus până în acest moment, din 2012, aș putea duce și mai în urmă, dar cred că ultimii 5 ani sunt importanți, cei care au distrus activitatea, oamenii de afaceri, a serviciu politic, directorii numiți pe criterii politice, liderii de sindicat, din păcate trebuie să o spun și pe aceasta, care au slujit partide politice, trebuie să ori să-și revină, ori să plece și să-i lase pe cei care au integritate și nu pot să fie acuzați de lucruri care nu fac dovada unui conducător de bună credință în situația de față. Până luna aprilie, noua conducere CEH, dar și guvernul, trebuie să găsească soluții pentru societate care să fie prezentate Fondului Monetar Internațional, astfel încât să nu fie lichidată activitatea. Victimele tragediei aviatice de la Polatiște au fost comemorate astăzi, când s-au scurs 10 ani de la accidentul în care 2 persoane și-au pierdut viața. După ce s-au deplasat la locul tragediei, supraviețuitorii, dar și jandarmii, au luat parte la o întrunire care a avut loc la sala de consiliu a primăriei din Petroșani. Totul a început cu un moment de reculegere. Vă mulțumesc! Unul dintre supraviețuitori, Teodor Mustață, ne povestește emoționat ce s-a întâmplat în acea zi în care 2 destine au fost frânte. Îmi amintesc foarte bine tot ce s-a întâmplat în ziua aceea. Cum?
cum am plecat, cum s-a întâmplat evenimentul, ce să vă zic, cum au murit cei doi oameni, un coleg și copilotul. Cât de greu era acolo? Era greu, era zăpadă foarte mare, frig. Știu că ați decis să mergeți să ajutați animalele din pădure. Cum s-a petrecut totul? De ce s-a întâmplat? Așa este. A fost o acțiune de administrare de hrană pentru vânat, organizată cu colegii de la Asociația de Vânătoare și datorită vremii, datorită faptului că a apărut ceață dintr-o dată, pilotul probabil n-a mai dat seama unde suntem la un moment dat și a lovit, a atins versantul sau ceva arbori. Cât ați fost de rănit atunci noastră? Am avut destule, am avut splina ruptă, coaste vreo 7. Plus trauma psihologică pe care... Plus, i-am văzut pe cei doi colegi care muriseră, erau acolo, n-am putut să le fac nimic, pilotul am reușit să-l scot din aparat și până la urmă am fost salvat de către ceilalți. Astăzi s-au împlinit 10 ani de la tragedia care a cutremurat Valea Jiului. În data de 18 februarie 2005, un elicopter al unei societăți de aviație utilitară din Petroșani, care deservea spitalul de urgență din localitate, s-a prăbușit în zona Polatiște, la granița dintre județele Hunedoara și Gorj, la 15 minute după decolare. Două persoane, un paznic de vânătoare și mecanicul de zbor, și-au pierdut viața. După ce a fost condamnată definitiv la 5 ani de închisoare, Monica Iacobriții își va pierde mandatul de deputat de Valea Jiului. Deci, Guvernul României urmează a decide dacă și când vor fi organizate alegeri parțiale pentru colegiul pe care l-a reprezentat până acum Monica Iacobriții. Mai exact, colegiul 5, Petrila, Petroșani, Aninoasa. Potrivit prevederilor legii 35 pe 2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, în cazul vacantării înainte de termen a unui mandat de deputat sau senator, cu condiția ca vacantarea să nu aibă loc mai devreme sau înainte de 6 luni de terminarea mandatului, în aceste cazuri se organizează alegeri anticipate. Deci, în mod normal, ar trebui să se organizeze alegeri anticipate. Spune legea în termen de 3 luni de la publicarea în monitor oficial a hotărârii Camerei Deputaților prin care se ia act de încetarea mandatului înainte de termen. Deci ar trebui dat o hotărâre a Camerei, exact cum se dă și la Consiliul Local, pentru un Consiliu Local atunci când se constată încetarea mandatului. Dar, după cum știți, în țară sunt încă multe posturi vacante și nu s-au organizat alegeri nerespectându-se acest termen. Monica Iacobriții, care și-a pierdut și calitatea de membru de partid al UNPR, este încarcerată în prezent la penitenciarul din Gherla, unde își va petrece perioada de carantină. Administrația locală de la Arinoasa are cel mai bun buget din ultimii 10 de ani. După ce anul trecut a fost caracterizat de probleme financiare grave, localitatea fiind prima din țară care a intrat în insolvență, acum edilii locali au motive de bucurie. După rezolvarea problemelor de ordin financiar, odată cu ieșirea din insolvență, Arinoasa are un buget structurat pe creșteri. Este unul din cele mai bogate, să zic, din vale. Și cu certitudine pentru noi, pentru Arinoasa, este cel mai bun pe care îl cunosc eu și după spusele domnului primar, care are o vechime mai mare în primărie, se pare că este dintre cele mai bune care au fost la Arinoasa vreodată, sau poate cel mai bun. Edilii locali ne spun care capitole au primit cei mai mulți bani. În principal se dorește asfaltarea tuturor străzilor din localitate. Banii s-au împărțit, așa cum nu s-a făcut de mult, zic eu, în mod corect, în mod obiectiv, pentru dezvoltarea infrastructurii, pentru străzi, pentru străzile principale care duc la obiectivele care ne-ar putea aduce bani și pentru străzile pe care locuiesc cetățenii Arinoasei, străzi care n-au fost reabilitate practic niciodată. Ați spus că ați prins bani și pentru anumite studii de fezabilitate.
Bineînțeles că am prins niște bani și pentru studii de fezabilitate, pentru anumite proiecte, inclusiv pentru cele pentru străzi și pentru reabilitări de clădiri, de blocuri sociale, de acoperișuri la anumite locuințe și clădiri. Bani la bugetul local vin și de la populație care de ceva timp a început să-și plătească dările. Încasările au început să fie, să zic, constante, în sensul că am avut o explozie, să zic așa, în anii 2013, 2012 sfârșit și 2013. Acum lumea, zic eu, că a început să se obișnuiască, mai avem, într-adevăr, probleme cu încasările, încă facem somații și încercăm să facem executări în limita legii. Aninoasa a fost prima localitate din țară care a intrat în insolvență. Cu ajutor guvernamental, edilii au rezolvat problema, iar acum începe redresarea. Beneficiarii tichetelor sociale acordate de primărie cu ocazia sărbătorilor pascale sunt așteptați să-și completeze cererile în baza cărora vor putea ridica aceste ajutoare. Reprezentanții Direcției de Asistență Socială au pus la dispoziția beneficiarilor mai multe puncte în acest sens. Anul acesta oamenii vor trebui să depună niște cereri, cerere care, modelul de cerere a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local. Ca atare, noi am fixat, deși trebuie să ne îndeplinim și celelalte atribuții pe care le avem, am stabilit câteva puncte în care vom prelua aceste cereri. De exemplu, pentru pensionarii cu venituri mai mici sau egale, repet acum și criteriile, cu venituri mai mici sau egale cu suma de 750 de lei, vor depune cererile acolo unde am avut biroul pentru subvenție încălzire, deci la vis-a-vis de serviciu de taxe și impozite, este camera 4. Șomerii cu venituri mai mici sau egale cu suma de 700 de lei și persoanele cu handicap grav și accentuat care nu realizează alte venituri în afară de indemnizația de handicap și indemnizația de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav, vor depune cererile la caseria DAS și birou de specialitate. O să vedem cum împărțim. Cei care beneficiază de ajutor social, cantină socială și alocații pentru susținerea familiei, la fel vor ridica cererile și le vor depune la birourile de specialitate din cadrul direcției. Toate aceste cereri, mă repet, vor fi luate de la noi, vor fi completate. Alături de ele vor veni acte, copii de pe buletine, de pe actele de identitate, la pensionar copii de pe cupoanele de pensii, îi rugăm să depună toate veniturile pe care le au, pentru că s-ar putea să beneficieze de una sau de două pensii. Șomerii, la fel, actul de identitate și o xerocopie după carnetul de șomaj în care rezultă suma pe care o primesc. La cei cu ajutor social, cantină și alocație pentru susținerea familiei este mai simplu, ei vor depune numai cererea și copie după actul de identitate. Noi vom atașa tabelele cu beneficiarii aflați în drepturi. Până în data de 15 martie, cel târziu, beneficiarii trebuie să depună cererile pentru ca mai apoi să se efectueze achiziția tichetelor în vederea distribuirii. Persoanele care se încadrează să vină să ridice aceste cereri și în același timp să le depună, pentru că noi am stabilit un termen limită de depunere a cererilor. Deci ne referim la data de 15 martie, după cum știți, Paștele anul acesta va fi la începutul lunii aprilie. Deci noi trebuie să preluăm aceste cereri, să le verificăm, să avem grijă să nu se suprapună, pentru că în același timp un pensionar poate să aibă și indemnizație de handicap și ca atare nu beneficiază decât o singură dată. Deci după data de 15 noi va trebui să verificăm, să facem tabele cu aceste persoane, după care să achiziționăm tichetele și să avem timp să le și distribuim. Deci rugămintea noastră este ca persoanele îndreptățite să vină să ridice aceste cereri,
să putem să le distribuim ulterior la sfârșitul lunii martie, începutul aprilie. Mai multe categorii de persoane vor beneficia de acest ajutor în valoare de 50 de lei, tichete acordate de Primăria Municipiului Petroșani cu ocazia sărbătorilor pascale. În medie, în fiecare zi a unui an, pragul Muzeului Mineritului din Petroșani este trecut de 5 vizitatori. Astfel, în 2015, numărul celor care au dorit să viziteze unicul muzeu cu acest profil din România a fost de 1918. În general, în fiecare an când facem statistica, suntem undeva la 2000-2500 de vizitatori pe an. Anul acesta, care a trecut în 2014, am avut undeva la 2000. A scăzut un pic, dar sperăm că anul ăsta o să relansăm cu expoziții, cu activități și vom ridica din nou numărul vizitatorilor. Dintre cei aproape 2000 de vizitatori, doar jumătate dintre ei au plătit contravaloarea unui bilet de intrare, fie el cu preț integral, fie cu reducere. Păi de regulă când avem noi câte o expoziție, când avem câte o manifestare, atunci se intră și fără plată, dar de regulă școlile își plătesc. De exemplu, când au acele altfel școală, săptămâna aceea de altfel, atunci vin, da, atunci vin și își plătesc. Avem contracte de parteneriat cu școlile și vin și fac activități, chiar dacă copiii nu plătesc, plătesc părinții care vin să viziteze expozițiile și cât de cât ne menținem la o nivel normal. Pe de altă parte, și anul trecut, Muzeul Mineritului a avut parte de vizitatori veniți din străinătate. Anul ăsta încă nu, dar anul trecut până în decembrie, da, am avut. Din Germania, din Italia, din Austria, am avut vizitatori și din Spania. Prețul unui bilet pentru adulți este de 3 lei, iar pentru copii de 1,5 lei. În paranteză fie spus, anul trecut, cu ocazia Nopții Muzeelor, instituția din Petroșani a fost vizitată de 78 de persoane.